Printre fostele glorii ale FC Petrolul Ploiești, prezente miercuri seară la întâlnirea suporterilor, s-a numărat și Octavian Grigore. Fostul fundaș al galben-albaștrilor a declarat că mitingul ce urmează să aibă loc vineri, 20 februarie, în centrul Ploieștiului, este al suporterilor care vor să sensibilizeze autoritățile. Nu este un lucru îmbucurător pentru noi, cei care suntem alături de Petrolul și care am avut în spate o carieră, în special, croită pe Petrolul Ploiești. Alături de acesta, la întâlnirea suporterilor de miercuri seară au mai participat, printre alții, Daniel Chiriță și Adrian Toader.